Peste 20.000 de fazani au fost aduși din Ungaria pentru a-și găsi adăpost în țara noastră. 200 dintre aceștia au ajuns deja în comuna Sireți, Strășeni și vor fi treptat eliberați de vânătorii în câmpiile din zonă, unde se vor înmulți până la deschiderea sezonului de vânătoare din octombrie. Noi ducem fazanii în diferite teritorii, din cauza că pentru că să mulțească pe un teritoriu mai mare. În valiere sunt 200, le dăm, de exemplu, 100, le dăm voie aici, 50, ducem undeva unde pe malul la o râpă, le dăm drumul undeva, în diferite părți a satului. Mihai Sulă este vânător cu o experiență de peste 30 de ani. Acesta spune că vânatul fazanilor a devenit accesibil acum 5 ani, când Asociația Vânătorilor a decis să dezvolte fauna Moldovei și au început să importe păsările din Ungaria. Fazanul, înainte, el nu se vâna la noi. Era, te zis, nu erau așa de multe la număr, dar cu importul lui, dar mai mult s-a dezvoltat. Sezonul de reproducere a fazanilor începe primăvara, iar cel de vânătoare toamna. Astfel, pentru a nu afecta înmulțirea păsărilor, vânătorilor li se permite să prindă doar masculi, care pot fi deosebiți ușor datorită penajului colorat. Reproducerea fazanului să fie mai de lungă durată, noi îi vânăm numai cu coșei. Și femeile le păstrăm ca să depui ouă, de exemplu, depui ouă să le cloșească, să facă pui. În acest an, numai în Sireți au fost aduse peste 80 de femele. Anul ăsta, de exemplu, sunt undeva 80-90 de bucăți femele. Femele, de exemplu, în natură pune 12-14 până la 16 ouă. La 80 de femele să punem minimum 5 puișori să răiască până la maturitate. Vedem, de exemplu, sunt 300, 200, plus minus așa de fazane, așa o statistică. Nu ați să ne gândim să fie. Sezonul de vânătoare a fazanilor începe în octombrie și se încheie în luna ianuarie. Prețul unei licențe este de 100 de lei. Conform regulamentului, vânătorii au voie să prindă doar o singură pasăre pe zi.